decât avem noi ca proprietari de pădure sau cu oameni din sector nevoie, pentru că ne găsim foarte ușor alternative, societatea e mult mai greu să găsească alternative. Cred că suntem foarte aproape de momentul ăsta în România. Da, așa este. Și cred că ar trebui lăsați pe toți să dea cu capul ca să înțeleagă. Nu o să înțeleagă nimeni altfel. Și în Germania, ca să vă spun ceva ce deja dumneavoastră știți, după câte cunosc eu, se taie 6 metri cubi pe an și pe hectar. Iar în România se taie 3. Oare cine greșește? Noi sau ei? La noi pădurile, deși toată lumea zice că le furăm și le distrugem, mor de bătrânețe, toți ne explică că avem păduri seculare. Este evident că avem păduri seculare dacă noi de 100 de ani ducem și conducem pădurile prin silvicultura românească peste vârsta de 100 de ani. Este evident că sunt seculare, iar în Germania și în Austria, dacă se taie la 80, n-au cum să mai fie seculare. Avem păduri frumoase, avem o silvicultură care are o tradiție și o practică foarte bună. Este evident că percepția asupra acestui sector este greșită, dar se pare că societatea nu va învăța decât plătind prețul corect, adică plătind lemnul așa cum îl plătește astăzi la 1500 de lei și dacă lucrurile merg în continuare așa, s-ar putea să explodeze în continuare prețul ăsta pentru că nu mai punem lemn în piață. Corect. Îl lăsăm să putrezească. Asta e anormalitatea zilei noastre. Uitați-vă la incendiile de pădure care au loc în diverse colțuri ale lumii. De ce credeți că România nu se confruntă cu incendii? Pentru că avem niște păduri naturale în care sunt foarte multe foioase care nu ard. În Germania și în Austria, bolile care sunt astăzi și suprafețele imense afectate de gândaci sunt datorită silviculturilor greșite. Ei au încercat să taie rășinoase, să taie foioasele din zonele lor normale și să planteze rășinoase în afara arealului. Ăsta e motivul, cred eu, pentru care pădurile lor sunt bolnave. E un paradox că vestul care nu are pădurile naturale și nu are faună și urși vine să ne explice nouă, care le avem și care le gestionăm foarte bine, să ne explice că ar trebui să fim altfel, mai altfel și mai... Nu mă provocați cu urși. Nu mă provocați cu urși. În toate țările care, de unde vin cei care vor să ne învețe cum să gestionăm populațiile de urși, această specie este strict protejată. Dar, vorba lui Caragiale, lipsește cu desăvârșire. Soluția strict protejatului se pare că duce la extinția speciei. Iar la noi în țară, noi i-am vânat pe acești urși și avem o populație extraordinar de bună, de puternică, reprezentativă pentru toată lumea. Oare care sistem de management este mai bun, dacă vezi aceste două lucruri?